Domnul consilier. Bună ziua. Cum vă numiți? Lar Andraș. Ce părere aveți de inițiativa Someș TV de a transmite ședințele Consiliului Local în direct? Ne bucurăm că sunteți prezenți pentru o transparență mai mare în Florești. Mă bucur că lumea va afla din prima știre despre ce e vorba și cum ne comportăm în Consiliul Local. Sper să fim în slujba oamenilor, să putem face cât mai mult pentru Florești. Deci credeți că este benefic pentru cetățenii Floreștiului? Rectific, nu în direct, ci înregistrat deocamdată. Da, sper să fie benefic. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Fost o înție. Merge. Doamna consilier. Iacob Chirca Anca, bună seara. Să rămână. Care este părerea dumneavoastră despre transmiterea pe o televiziune, chiar și locală, cum este Someș TV-ul, a ședințelor Consiliului Local? Florești. Atâta timp cât este o transmitere integrală și obiectivă, ideea este extraordinară și vă felicităm. Asta ne și dorim. Credeți că va fi benefic pentru cetățenii Floreștiului? Depinde cum veți transmite informațiile. Așteptăm un feedback. Vă mulțumesc, tare mult. Stăm de vorbă cu domnul viceprimar al Comunei Florești. Victor Ticu Pop. Domnul viceprimar, ce părere aveți despre inițiativa Someș TV de a transmite ședințele Consiliului Local pe o televiziune chiar și locală, cum este Someș TV? E o inițiativă foarte bună, pentru că Primăria Florești vrea să fie foarte transparentă. Din această cauză acceptăm obiectivitatea cu care dumneavoastră cred că veți fi de acord în ceea ce se întâmplă în această primărie și noi vrem să continuăm aceste ședințe publice, care să fie transmise de postul noastră și ne bucurăm. Și credeți că este în slujba cetățeanului? Păi dacă ești transparent, cum să nu fie în slujba cetățeanului, nu? Vă mulțumesc. Poate judeca, nu? Mă poate judeca de acasă, nu trebuie să vină la... Vă urez succes, Doamne ajută! Seca Istvan. Este o inițiativă foarte bună, poate să fie urmărit și pe un canal de televiziune, încât să se vadă hotărârile de Consiliu și bunul demers a Consiliului Local. Deci credeți că este benefic pentru cetățenii Floreștiului? Sunt foarte convins că ar fi foarte bun. Vă mulțumesc frumos! Cu plăcere! Televiziunea Someș TV este prezentă, iată, și în Florești, și în această parte a județului Cluj. O comună importantă, cea mai importantă comună din România. Cea mai mare și cea mai importantă. Domnule primar, am dorit să știm ce părere aveți despre inițiativa televiziunii Someș TV de a transmite ședințele Consiliului Local și nu numai, conferințe de presă și așa mai departe, de a ține la curent cetățenii cu tot ce se întâmplă din punct de vedere administrativ și pentru ei, deci social, în Comuna Florești. Ce pot să zic? Este o inițiativă binevenită, după părerea mea, mai ales că, după cum ați văzut și noastră, în ședința de Consiliu Local de astăzi, doamna consilier Chirca, consilier local PD, făcea referire la lipsa de transparență. Eu vă spun că nu este vorba despre lipsă de transparență. Chiar și simplu fapt că dumneavoastră sunteți aici, e o dovadă că sunt deschis și chiar vreau să știe toți floreștenii ceea ce se întâmplă în primărie și de ce nu și în Consiliul Local. Eu sper într-o colaborare, sper ca Consiliul Local să fie de acord să ceea ce a făcut dumneavoastră să devină o tradiție. Asta ne și dorim. Iar dacă nu, în baza legii la liberă informare, sunteți bineveniți în ceea ce mă privește oricând. În ceea ce privește ședința de Consiliu de astăzi, dacă ați dori să trasați câteva puncte importante pentru floreșteni, în ceea ce privește o eventuală reformă a sistemului de transport în comun, care mie mi s-a părut o inițiativă lăudabilă, venită cu sprijinul Ratucului. Mă zbat de ceva timp în ceea ce privește transportul în comun între Florești și Cluj. Se pare că astăzi a fost primul pas mare făcut în sensul ăsta. Sper că, odată cu venirea Ratucului, eu cred că este o certitudine deja, floreștenii să fie mult mai mulțumiți de transportul în comun, atât din punct de vedere al calității transportului, cât și din punct de vedere al prețului transportului. După cum știți,
Consiliul Local, Primăria Florești au finanțat o parte dintre călători, adică dintre locuitorii Comunei Florești, prin subvenționarea transportului în comun pentru anumite grupe de elevi și de studenți și pentru pensionari în oarecare măsură. Sper ca prețul biletelor, odată cu venirea ratocului, să scadă. Și de aici, bineînțeles, și o economie la bugetul local, pentru că procentul va fi raportat la o valoare mai mică a costului transportului. Clar, transportul în comun pe raza Comunei Florești va trebui să se diversifice ca și linii de transport și de ce nu frecvența autobuzelor să fie una mai mare? Un orizont de timp îl puteți da? Poate legăm în această întrebare și varianta ocolitoare. Eu în urmă cu ceva timp am pistonat, pot să zic, pe această idee, având în vedere faptul că noi de vreo 3 ani de zile nu suntem o localitate din județul Cluj, ci suntem o localitate, componenta zonei metropolitane Cluj, iar acea lege care făcea referire la transportul interjudețean pe noi nu ne mai cuprinde, pentru că acea lege nu făcea referire la zonele metropolitane. Ca perspectivă, eu cred că în 2-3 luni de zile să avem un alt operator la Florești și calitatea transportului să crească. Doamne ajută! Felicitări pentru astfel de inițiativă. Vă mulțumesc! Ce pot să vă spun? Cu siguranță, în primăvara asta, după votarea bugetului, va demara procedura de achiziție publică pentru proiectarea variantei de ocolurie pe partea de sud a Floreștiului. Din câte cunosc, studiul de fezabilitate este deja... Studiul de fezabilitate este pe punctul de a fi terminat. Mai trebuie să făcute niște calcule la devizul antecalcul în ceea ce privește cantitățile și materialele, pentru ca în momentul în care scoatem la licitație proiectarea, eu mi-aș dori să scoatem la licitație proiectare și execuție, pentru că, după cum știți, legea achizițiilor publice în România e destul de permisivă și aproape că sunt sigur că vom avea contestații. Motiv pentru care îmi doresc să scot la licitație proiectare și execuție, pentru ca să scurcircuităm o eventuală fază de contestări și să putem începe lucrul anul ăsta. Clar, va fi o lucrare care se va desfășura pe parcursul a cel puțin 2 ani de zile, având în vedere faptul că nu avem o susținere bugetară suficientă pentru a încheia lucrarea într-un an de zile, mă refer la un an fiscal, dar eu mizez pe faptul că la sfârșitul anului 2014 pe acest drum se va putea circula. Vă mulțumesc, domnul primar. Și eu vă mulțumesc și vă aștept la Florești în continuare. Și noi vă așteptăm și permiteți-ne să vă invităm încă de pe acum, la o dată pe care o vom stabili împreună, la un interviu numai cu dumneavoastră, o emisiune pe care să o facem și să-i spunem de ale floreștenilor. Vă mulțumesc din suflet.